Bine v-am regăsit! Astăzi am o întrebare de 10 puncte. La ce e bună o parcare de mall părăsit? Nu știu dacă se observă în partea respectivă a imaginii, dar sunt niște băieți care mai ard niște cauciucuri și mai fac niște derapaje controlate. Ce credeți? Zona asta o fi bună pentru scenariul nostru? Vrem o desfășurare de forțe adevărat astăzi, așa că rămâneți cu noi! Suntem împreună cu Claudiu, îl știți, DDD, de la 3D, de la deratizare. Întrebarea zilei, de câte BMW-uri e nevoie ca să faci un show? Minim de 4. Minim de 4, pentru că tu ai 4 BMW-uri. Da, pe acolo, da. Noi ne-am văzut la BMW Fest, unde ai expus o mașină, practic, o seria 5 cu un motor de M5. Da. În seria 5, E34, care el din fabrică vine cu motorul respectiv, E34, M5. Bun, dar aia mai e pusă încă o turbină, o să zic acolo, de două ori mai mare decât una de camion. Aoleu, chiar așa mare? Cam așa mare, da, e mult mai mare, mult mai mare. Gen, puțin mai mică decât anul Demeter, prietenul meu, 2000 Demeter. Paul Fanatics Garage, așa. Suntem, de fapt, facem parte din aceeași echipă, el e, să zic, mecanicul și șeful echipei și avem o asociație sportivă, Paul Fanatics Garage, care el este directorul, cum ar veni, executiv, și suntem tot așa împărțiți pe anumite funcții. Câți membri sunt în Power Fanatic Garage? Noi ne-am gândit să facem foarte strâns clubul respectiv. De ce cauză? Cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt divergențe mult mai multe. Mai apar probleme, discuții, minuni. Suntem doar 5 membri fondatori și dorim să și rămânem așa. 5 membri fondatori, care fiecare are minim 2 mașini. Deci să zicem că sunt măcar vreo 10. Da. Suntem în Ursuleț, e o mașină pe care o ai de ceva vreme. Din ce an e fabricată? Greu de spus. Talonul e sub fundul tău. Băi, în niciun caz nu o să mă ridic de aici, pentru că stau foarte bine într-un roll cage, da. Să spun, protejat. Omologat, făcut foarte important după asta. Norme FIA. Este mașina omologată complet și prezentată toate actele la FIA. Deci, roll cage omologat, scaune omologate, ce să vă zic, centurile sunt omologate, majoritatea obiectelor, tot ce s-a mutat, toate s-a căutat să fie omologate. Mașina, așa cum este, este o mașină gata pentru competiții de drift. De drift, de, eu știu, VTM sau ce se poate altceva. De toată lumea întreabă câți cai putere are mașina asta. Motorul este de fabrică, s-a pus numai un soft, undeva la 300 de cai. Este un motor de 4400 V8 de pe șeptarele mai vechi. Și care ai spus că a încăput modele destul de greu în această caroserie. Adevărul e că mașina am luat-o cu motorul deja livrat, pus. Noi am făcut o resoftare, am făcut modificare completă la caroserie. Mașina a avut multe probleme de rugină, efectiv este complet altă mașină. Motorul a rămas și caroseria de bază, restul s-a schimbat tot. Începând de la scaune, tot. De câți ani ești în această zonă, să spunem, a automobilismului? Tocmai unde stăm acum. Da. Aici a fost un campionat ceva de drift într-o perioadă, un fel de prezentare. Acum vreo 5 ani, dacă țin bine minte. Deci să fie 2012-2013. Da, 2012-2013, atunci am prins un virus foarte puternic, văzând pe alții, dorindu-mi și eu să-mi fac o mașină cât de cât ieftină, nu contează, numai să fie bună de drift.
Atunci m-am hotărât și atunci am, să zic, am fost cu virusul luat. Eu efectiv am BMW de undeva de, ce să zic acum, din, dacă țin minte, 2004, din 2004. 2004 am avut un E46. Atunci m-am îndrăgostit de BMW-uri. Să zic, este o mașină accesibilă populației, care totuși este peste un normal, potențial normal, care are orice mașină de stradă. Spune-le celor care sunt de o vârstă mai mică, să spun, și nu înțeleg diferența dintre o mașină de veche generație și una de nouă generație, care sunt avantajele, că nu ai o grămadă de senzori și o grămadă de chestii electronice pe o, pe o mașină care până la urmă să-ți blocheze acea libertate de a face ce vrei. Ce să zic, până la urmă, problema e forța brută. Forța brută care o simți și care o poți să pui la roți. Din cauza a nenumăratelor, nu știu cum, senzori, norme de siguranță, alte probleme care s-au pus, tot felul de, ce să zic acum, sisteme de antiderapaj care s-au pus la modelele noi, nu poți să folosești. Oricât ai vrea, nu poți să pui forța respectivă la roțile ca să poți să te bucuri de forța brută a mașinii. Practic, te limitează la putere, te limitează la derapaje, te limitează la tot felul de, ce să zic acum, unghiul de fugă, inclusiv unghiul de fugă, efectiv așa e făcut ca să nu permită derapajele nedorite, să zicem. Acum aici la noi chiar partea cealaltă. A trebuit, normal, cât mai ușor să intre în derapaj, cât mai ușor să poți să o controlezi, totuși în același timp să fie safe, să fie controlabil. Unghiul de fugă este reglat pe față ca să totuși să intre cât de cât spatele în momentul respectiv. Ai niște distanțiere destul de mari, adică roțile pe față sunt ieșite multe vazate, nu? E un kit de brăcaj. Aha. E un kit special de brăcaj. Pentru a face respectivele cerculețe. Da. Am văzut. Intră, se poate pune și roți mai mari, se poate și pe spate să pun roți mai mari. Prefer ca să pun roți mai mici ca să nu distrugă vopseaua lateral. Cu cât sunt mai înguste sau mai înăuntru, cu atâta efectiv e mai bine. Și pe 17 pot să intru un drift foarte bine. Nu e fără nicio problemă. Dacă ar fi să dai aceste mașini de veche generație pe unele de nouă generație, rămâi tot la BMW? Da. Am și de nouă generație. Am un E60, am un X6. Și șasele nu am putut stăpâni, deci motorizare de 320 de cai, 3000 biturbo, am dus-o la 450 de cai. Deci ai umblat și acolo? Da, nu s-a putut. E nevoie de putere. În curse am înțeles, în circuite am înțeles, dar pe șosea, să spunem, care ar fi avantajele unui salt de la 300 și la 400 și de cai? Mare nevoie nu este pe stradă, că 300 și ceva e absolut suficient. E suficient. E chestie de adrenalină, de senzație. Așa să vă spun că la potențialul ei de 320 de cai, cât are mașina, 3000 biturbo benzină, n-am folosit-o pe stradă, cred că niciodată. Deci oricum am fost la curse și cu I6 le-am câștigat cu 3 cupe. Până acum avem 12 cupe câștigate. Numai la drift nu m-am băgat, am fost chemat în campionatul român foarte de drift. Tare, din păcate, din lipsă de sponsori, pot să zic că e un sport foarte costisitor și e nevoie de oameni ca să-ți fie aproape, ca să faci o echipă cu care poți să mergi, să schimbi cauciucuri, să schimbi gume, dacă cumva rămâi pe pistă, să fie cineva să-ți dea o mână de ajutor. Capacitatea aș avea, dar din păcate, din lipsă de sponsori. Asta care este bugetul minim ca să-ți prepare o mașină pentru așa ceva? Nu dăm o avere mare pe această mașină. Mașina ea în sine valorează 2000-3000 de euro. De euro. Problema e accesoriile care s-au pus cu tot, cu roll cage, cu undeva am ajuns la undeva la 15.000-17.000 de euro, pot să zic. Deci o mașină mai mult decât medie și bună, dacă stai să te gândești. Din păcate, un roll cage bun, omologat undeva pe la vreo 2500-3000 de euro, bate două scaune bune undeva la vreo 1000 de euro. Și doi pufoși ca noi chiar stau foarte bine în scoicile astea. Te ține bine. Fără absolut nicio problemă. Nu trebuie nicio centură de multe ori, dar e bine să fie pus. În anumite situații, la derapaje controlate, prefer să nu pun. Dacă se întâmplă orice, eu unde pot să sar afară dacă e aici. Avem aici buton care taie pompa de benzină, oprește instantaneu benzina.
Aici avem pentru aer, în caz că e ceva, atunci se poate cupla un aer suplimentar, să zic, în cabină. Aici avem presiunea de ulei, temperatura apei și... Și un schimbător la Hunigan, ala... Nu? Păi ce să zic acum, mașina nu e cea mai frumoasă interior, nu, asta este scopul. Hunigan. Da, Hunigan. Da, corect. Da. Există un maestru în ale driftului pe care vă că-l urmărești. Dar ăla merge cu Ford. Ford, nu contează, nu contează. E totuși pasionat de putere. Absolut. E un maestru și oricând aș dori ca să iau niște lecții de la dânsul. Deci avem de învățat. Din păcate la noi e o problemă foarte mare la noi în țară, deci... Nu e un sport care este agreat de către populație. E frumos, le place, dar în anumite cadruri nu avem condiții. E rușinos acum să mă ierte Dumnezeu, dar și pun problema respectivă, să ții campionatul român de drift în Ungaria. Păi, dar și motocicletele merg în Ungaria sau în Serbia sau în Grecia. O rușine chiar, națională să nu se investească pe o pistă ceva de drift. Noi, țară, care totuși avem sportivi, care ar dori ca să facă, să demonstreze în toată Europa că suntem și noi capabili și nu suntem ultimii, nu suntem rămași în urmă nici cu tehnica, nici cu nimic. Din păcate, lipsa de sponsori asta duce până la urmă și lipsa de implicare a guvernanților. O pistă ar merita două, trei făcute aici în țară ca să și tineretul să poate să descarce de adrenalină și să poate efectiv să meargă pe străzile publice după aia liniștiți după ce s-au distrat. În cadru legal, cu autorizații, cu analize, fără băutură, fără alcool, fără droguri. Deci e din punctul meu de vedere. Ai pus foarte bine problema, pentru că de multe ori confundăm strada cu circuitul, pentru că dacă nu avem circuite, undeva trebuie să ne descărcăm și adrenalina, cum spui, și puterea mașinilor, dar asta nu e o soluție, mai ales că noi nu avem infrastructură. Nu știu dacă mă crezi, am mașini puternice și pe stradă mă îngrozesc eu la cât pressing face alții asupra mea. Deci eu mă îngrozesc la unde e, la ce nivel s-a ajuns. Deci poți să ai unii inconștienți, nu pot să zic altceva, presează la limită, stă la 2 metri, la 1 metru în bară, în spate și te limitează. De multe ori zic, domnule, tu crezi sau efectiv mă adresez, crezi că eu nu am pedală de accelerație sau chiar crezi că eu nu pot să accelerez dacă vreau? Am mașini puternice și totuși îmi văd de drumul meu și mă duc cu limita normală a puterii mașinii. Știu ce înseamnă în caz că ți-ai pierdut controlul la unei mașini. Ce înseamnă? Nu mai poți. Oricât ai fi de profesionist, nu poți să controlezi în situații când te surprinde. Deci n-ai ce să faci. Secundele sunt prea puține. Deci nu poți să... Te ajută foarte mult să înveți să driftuiești. Te scoate din anumite situații. Pe mine m-au scos din niște situații limită. Am intrat într-o aquaplanare cu E60 și am crezut că dacă nu eram în secunda respectivă cu spiritul respectiv, dus, întors, adică stânga, dreapta, înapoi, efectiv intram în șansă. Deci era 100%. Facem și din față vine o mașină. Facem o poveste și de curs de conducere defensivă. Defensiv. Nu numai sportiv, așa cum o să încerci să ne demonstrezi. N-am fost într-o mașină de genul ăsta, să spunem, în partea dreaptă, la o încercare pe care noi o vom face chiar acum la o demonstrație. O scurtă demonstrație, pentru că cel mai interesant este să vezi de afară, dar am un singur regret, că nu sunt o tipă de aia siliconată ca să poți să vezi reacția. Ești mai simpatic, reacția. Crede-mă. Ca să vezi reacția aia. Bun, păi, atunci hai să facem o scurtă... N-avem voie. La ora 7 facem ce vrem. Dar e ora 6 fix.
temperatură acum undeva la 60 de grade. Normal ar trebui lăsat la 80. 80 de grade? Da, acolo ar fi minimul, acolo startul. Hai să facem 2-3. Da, să vedem ce iese și care e senzația aia. Din afară arată spectaculos. Am inhalat și niște gaze de la cauciucul pe care l-ai ars. Dar, bă, de fapt, asta e plăcerea, să vezi și să experimentezi. Și multă lume e atrasă de... E foarte atrasă de treaba asta, că e spectaculos. Nu oricine știe să facă. E super. E beton. Și nu mai avem cauciuc. Înseamnă că aici oprim vlogul. Să le spunem oamenilor că noi am făcut un preludiu pentru evenimentul de 23-24 iunie, care e organizat în Oradea de niște băieți foarte pasionați de tuning. Chiar dacă nu se vadă evenimentul sau nu se vadă vlogul înainte de eveniment, o să existe o poveste, așa că o să ne mai întâlnim, o să ne plimbăm și cu cealaltă mașină. Și deocamdată îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc. Și ne mai vedem vara asta. Să sperăm că va crește motosportul românesc. Asta una sper. Cel mai important. Dacă e cineva care poate să facă ceva și ne urmărește, cred că trebuie să acționeze. A trebui să nu rămânem codași ca întotdeauna. Din păcate, aici a trebuit făcut ceva, pentru că avem oameni foarte capabili, oameni care ar dori să facă ceva, condiții nu ne dă nimeni, din păcate. Și nu merită să fim vânați, pentru că noi unii chiar ne vedem de treabă și nu facem scandal pe stăzile. E cel mai important, să nu confundăm strada cu circuitul. Așa este. Oameni buni, mulțumim tare, fain că m-ați urmărit. Abonați-vă, apăsați clopoțelul și ne vedem în episodul următor cu, de ce nu, o altă provocare automobilistică. Pentru că dacă tot e vară și avem feeling-ul ăsta de vacanță, poate lăsăm mai la o parte drive testele sau mașinile noi și ne apucăm de astea care într-adevăr stârnesc pasiuni. Mergem la N5, nu? E, corect, 800 de cai. 800? Păi atunci pentru toți cei 800 de cai, 800 de like-uri. Nu știu, de like-uri, exact. Ceva de genul ăsta și ne apucăm. Mulțumim încă o dată, tare fain. Apropo, mașina aceasta are o filmare cu domnul Kulpinski, cu veteranul pe care l-am filmat și românesc. Noi. Da. Trebuie să-l vedeți și pe domnul Kulpinski. Ce știe să facă cu mașina respectivă? Un bătrân de 80 de ani. Rămâneți uimiți în orice caz. Are vreo 9000 și ceva de vizualizări. Da. Pe data viitoare, mulțumim. Sărătate, ceau stup! Ha ha ha!